Am revenit, iată, suntem deosebit de fericiți și onorați. Avem astăzi un invitat special la început de an, la începutul anului 2022, și anume profesor universitar dr. Tudorel Toader, rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Vorbeam în prima parte a emisiunii despre elementele care au contribuit și care ajută, iată, sub conducerea dumneavoastră, la continuarea acestui prestigiu național și internațional al universității. Și știm că până în prezent sunt încheiate peste acorduri de colaborare cu peste 300 de universități din lume, din 28 de țări. Bineînțeles, universitatea fiind o instituție care depune aceste eforturi constante în direcția creșterii competitivității în cercetare, dezvoltare, inovare, iată, ați spus, pe o serie întreagă de paliere de echilibru în tot ceea ce ar însemna ariile de necesare dezvoltării universității, și aveți și o serie întreagă de proiecte în derulare, o serie continuă care contribuie la consolidarea cercetării multidisciplinare, intersectoriale și a colaborărilor acestea internaționale. Întrebarea ar fi, ce ne puteți spune despre acești pași realizați în direcția colaborărilor internaționale, universitare? Care sunt perspectivele de continuare în acest sector? Da, vedeți dumneavoastră, învățământul s-a internaționalizat. Adică nu mai suntem în paradigma învățământului național. Și înainte de 89 erau colaborări internaționale, dar acum există atâta mobilitate, sunt atâtea posibilități de colaborare. Eu, după ce am revenit la rectorat din postura de ministru, am rugat colegii de la relații internaționale să facă un inventar, un istoric al colaborărilor științifice, academice dintre universitatea noastră și mediul academic științific, să spunem, din Moldova, din Franța, din Germania, din America, de unde avem colaborări. Și ai rezultat așa un inventar la zi, pe care îl ținem în actualitate, îl actualizăm permanent, și avem oglinda tuturor colaborărilor academice de cercetare științifică dintre universitatea noastră și, să spunem, mediul academic de cercetare științifică din Coreea, că tot a fost ambasadorul de dată Coreei în România, a fost de dată recentă la rectorat. Și am dat acel istoric al colaborărilor, care este absolut impresionant. Ca ambasadorul să aibă oglinda limitelor și formelor de colaborare dintre universitatea noastră și mediul academic de cercetare din Coreea. Dar nu m-am oprit aici. Am rugat așadar să facă istoricul ăsta cu toate țările unde avem colaborări. Și am trimis ambasadorului Coreei, Germaniei, Marocului, mulți ambasadori au fost la noi, Israelului, am trimis ambasadorului Israelului, un exemplu, la București, dar și ambasadorului României în Israel, în oglindă, ca să aibă această perspectivă. Și sigur am făcut eu și o expunere de motive acolo, spunând că îi firesc ambasadorul să ne cunoască, să vadă ce, cum și cât colaborăm, și sperăm ca să contribuie la dezvoltarea colaborărilor pe care le avem. Și asta se face că ei, ambasadorii, excelențele lor, sau ambasadorii, dar asta e misiunea până la urmă, fac tot posibilul ca să ne antreneze în astfel de colaborări. A fost recent ambasadorul Elveției, care a fost și anul trecut și are această inventariere, acest istoric, și ne-a propus colaborări cu universități din Elveția.
Ca urmare a demersului ambasadorului, o universitate, două universități din Elveția ne-au propus ca anul acesta, în toamnă, în luna octombrie, să organizăm un festival la care, sigur, vă invităm, puteți fi și parteneri, nu numai media, un festival tematic de cultură, de film, de business și de juridică. Business-ul fără drept dă rateuri, că dacă nu știi să te protejezi și să respecti legea, sigur greșești. Și sigur am fost de acord. Chiar astăzi vorbeam din nou despre momentul și organizarea acelui festival la Iași, la care nu vor veni doar universități din Elveția, vor veni și din Germania, și din Franța, și din Austria, 11-12 țări, cu studenți, cu profesori, cu cercetători, cu teme pe care le stabilim de comun acord spre dezbatere. Va fi un bun prilej de cunoaștere, de schimb de cunoștințe, de experiențe și de a începe colaborări viitoare. Deci ne preocupă aceste colaborări internaționale și am dat un exemplu insistând un pic concret. Avem studenți care vin din țările asiatice, din Azerbaidjan, și când statul le finanțează studenții să vină la noi, fie să învețe limba română anul pregătitor, după care și aleg alte universități din alte, așa, din Iași sau din altă parte, spre exemplu medicina, sau rămân la noi la studii. Astăzi când vorbim, avem peste 100 de tineri din multe țări veniți la CUZA și care se află în căminele noastre, îi vedem pe holurile universității și așa mai departe. Un alt exemplu. Un program de mare succes la nivelul Uniunii Europene, știm că este cel Erasmus. Acolo, la programul Erasmus, tinerii, profesorii, cercetătorii au ocazia, au șansa să deplaseze sau noi să primim din altă parte, să colaboreze, să învețe, să scrie, să cerceteze, să publice lucrări științifice, cărți, etc. De 21 de ani de acum, în România, la programele Erasmus, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași se situează constant. Constant înseamnă în fiecare an, de 21 de ani, pe locul întâi din țară. Sigur, poți să spui întrebarea, de ce oare, spre exemplu, cei prin bursele Eugen Ionescu preferă să vină la Iași și nu în altă parte? Sigur, se duc și în alte părți, dar numeric cei mai mulți vin la CUZA. Stagii de câteva luni de zile, de 6 luni, vă dau un exemplu. Lumea asta mare e mică până la urmă. Vă dau un exemplu. Am cunoscut un președinte de curte constituțională din Africa în calitate de judecător. Ne întâlneam în diverse țări la diverse conferințe, congrese, ținând de justiție constituțională. El era și profesor. Este. De penal special, cum sunt eu la Iași. Ne-am văzut ultima dată, cred că la Cotonou, capitala Beninului, acolo, pe Africa Neagră. Și, bun, după care mi-a expirat mie mandatul, cred că i-a expirat și dânsului. Plăcută mi-a fost situația în care a venit un dosar de candidatură la Iași pentru cercetare prin Erasmus în cadrul unor studii doctorale. Da? Cine? X. De unde? Din țara cutare.
i-am dat, mai ales că era pe penal, pe profilul meu, cu bucurie. Când vine la ea și stau de vorbă cu el, cine te îndrumă? Păi zice domnul X, care a fost președintele Curții Constituționale și profesorul nostru. Deci noi, care ne-am văzut și în Seul, și în Montreal, și în AF, la Cape Town și la Benin, sigur că am colaborat ca judecători, dar ea că există dincolo de munca de judecător constituțional sau de judecător, de procuror, de avocat, și colaborările celelalte pe plan academic, care se susțin. Practica judiciară, indiferent de profil, și munca didactică se completează foarte bine. Nu vreau să mă duc în zona asta, dar pot să vă dau foarte multe exemple. Toate îmi plac, dar unul în mod deosebit. M-am dus în calitate de decan la Toulouse. La Toulouse. Acolo am cunoscut-o pe o doamnă distinsă, doamnă profesor, decan la Facultatea de Drept din Toulouse. Cu anii ne-am revăzut ca judecători. Eu la Curtea Constituțională în România, dânsa la Consiliul Constituțional din Franța. A venit vremea când eu am devenit ministru și România a deținut 6 luni președinția rotativă a Consiliului. Eu, ca ministru al justiției, eram președinte la Consiliul Jai Justiție Afaceri Interne. Am participat la Bruxelles, la IEN, reuniuni, după care am organizat la București președinția rotativă. Cine a venit din partea Franței ca ministru al justiției? Doamna aceea pe care am întâlnit-o ca decan, după aia judecător și ca ministru. Putem face o emisiune cu exemple, dar cel mai mult îmi place unul din Republica Moldova. Mi-i îngădui să-l spun? Vă rog. În anii 92, eu asistent seminarii, studiez mai puțin decât astăzi, eu mai mult timp decât astăzi, implicit mai aproape de ei la seminarii față de astăzi, ceea ce înseamnă că îi știam mai bine. Un tânăr care mi-a atras așa, l-am reținut, din Republica Moldova, Alexandru Tănase, a terminat dreptul, a plecat la Chișinău, avocat. Foarte bine. Eu făceam și avocatură la Iași. După care viața, și în prezent, ne-a adus așa pe căi paralele și foarte apropiate. Vă dați seama cât de frumos profesorul generic vorbind cu studentul lui. Unul avocat, celălalt avocat. Eu am devenit judecător la Curtea Constituțională a României, el judecător la Curtea Constituțională a Republicii Moldova, dar și chiar președintele Curții Constituționale. Bun. Eu am devenit ministru al justiției la noi, el ministru al justiției în Moldova. Bun. Eu, din mai 2014, membru titular din România al Comisiei de la Veneția, el, tot de atunci, membru titular în Comisia de la Veneția din partea Republicii Moldova. Deci vă dați seama, 5 trepte profesionale pe care ne-am întâlnit și ne întâlnim și în prezent, cu plăcere, cu bucurie, ne sfătuim, ne consultăm reciproc. Este un exemplu frumos, zic eu, prin care, sigur, studentul merge aproape concomitent sau la câțiva ani distanță, concomitent cu profesorul pe același drum și are o foarte bună evoluție profesională în Republica Moldova. Eu cred că satisfacția care o puteți simți să vedeți rezultatele muncii dumneavoastră profesionale, cum evoluează la asemenea nivel în societate, este ceva peste medie. La urmă, vedeți dumneavoastră, asta e satisfacția, cum a zis, asta este rezultatul muncii de dascăl. Faptul de a vedea, păi eu eram membru în CSM de drept,
acolo o bună parte din actualii membri ai CSM-ului sunt, îi și văd, din anii studenției lor. Da? Am văzut în minister, nu vă spun, câți absolvenți de drept de la Iași. În toate structurile astea, mai ales juridice, unde eu cunosc mai bine, dar în general, peste tot, găsim absolvenți de la CUZA, repet, foarte bine pregătiți, oameni integri, care se bucură de apreciere profesională, care se bucură de apreciere morală. M-am dus la Paris și eram într-o după-amiază în parcul central acolo și mă întâlnesc cu doi tineri, domn profesor, îi știu bine din anii studenției, chiar de aici, din ea, și pe el și pe ea, ulterior s-au căsătorit. Am avut permanent legătură cu ei, am și acum. Avocați amândoi, avocați de succes. Succesul nu înseamnă numai bani de la avocat. Nu înseamnă numai achitarea dacă ești în penal a inculpatului. Succesul înseamnă și contribuția pe care o ai la clarificarea juridică a unei controverse, a unei probleme, a unei dezbateri și, până la urmă, poziționarea aceasta pe care o au, iar despre, să nu zic numele, despre ei, se vorbește cu mare respect în toată Europa, pentru că au avut un caz absolut celebru, prin care au câștigat împotriva comisiei apărând statul belgian. Fascinant. Iată că școala ieșeană reușește să se facă remarcată cu mândrie și să ducă standardul steagului românesc la nivel mondial, european, internațional, cu mare mândrie și cu mare prestigiu. Și pentru că am intrat puțin în zona aceasta internațională și inevitabil am ajuns și la un doar ca exemplu, pentru că timpul nu avem cum în timpul emisiunii să abordăm toate subiectele, dar am ajuns inevitabil și la un sector care contribuie la dezvoltarea societății și anume la economia creativă și industriile culturale și creative, menționând despre acel festival. Mă bucur să vă spun că avem și la Iași un festival internațional dedicat industriilor culturale și creative, realizat chiar de către un colectiv de cercetare care s-a făcut remarcat tot pe plan internațional. Am avut aici reprezentanți din peste 40 de țări de pe zona industriilor creative, iar în anul 2021, într-un consorțiu România, Portugalia, Tunisia, având acolo cea mai mare universitate pe zona de sustenabilitate și modă sustenabilă din Tunisia ca partener, și din Portugalia, având și sprijinul, pentru că atunci a fost președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene din partea Portugaliei, având și sprijinul ambasadei Portugaliei în România, am reușit să realizăm un demers extraordinar în ceea ce a însemnat promovarea industriilor creative românești pe plan internațional. Iată, dezvoltare și activități pe două continente, în care ne mândrim să ducem la fel standardul și numele Iașului mai departe, dar și pe ei, pe cei internaționali, să-i aducem aici în Iași. Bineînțeles, un eveniment care și în general o activitate, un proiect non-profit, de voluntariat, dar care are strânse legături cu ceea ce înseamnă școala ieșeană și rezultatele, produsele, să zicem, Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași ca și absolvenți. Sigur, este o bună ocazie de a spera să deveniți partenerii noștri la acel festival și eveniment cultural științific din octombrie, despre care vă spuneam, cu universități din Elveția, din Germania, din Franța, și din alte țări. Mă bucur și mi-ar face o deosebită plăcere să continuăm demersurile și discuțiile, pentru că, iată, Iașul
are valori, se bucură de rezultate remarcabile pe plan european și internațional și cu atât mai frumos când polii de putere se unesc în ceea ce înseamnă reușita și demersurile dezvoltarea comunității noastre pe plan internațional mai departe. Fiindcă vorbim și chiar în cadrul acestui proiect ne bucurăm să fie desfășurat cu sprijinul celui mai mare program european dedicat culturii, creativității și audiovizualului, este vorba de Europa Creativă. În vară, chiar la Palatul Oștirii din Iași, am avut onoarea să o avem în deschidere pe președinta acestui program în direct de la Bruxelles, doamna Barbara Gessler, care a felicitat acest demers, iată, ieșean acestui colectiv de cercetare pentru ceea ce înseamnă inovare, originalitate și direcția de sustenabilitate a comunității pe direcția de cultură. Și pentru că vorbeam de proiecte europene, am observat și nu doar am observat, este o mândrie să văd că Universitatea Alexandru Ioan Cuza este tot timpul în top, ori prima, ori în primele instituții care câștigă aceste granturi europene pe domeniile sale. Fie că este vorba de proiecte de modernizare a universității, dezvoltare profesională și academică, ori a studenților, a cadrelor didactice, poate chiar a personalului auxiliar, universitatea este acolo oferind oportunitățile pentru ei. Ce ne puteți spune despre performanța pe care universitatea o are în acest sector, dar totodată și despre responsabilitatea și răspunderea pe care o incumbă aceste granturi? Da, vedeți dumneavoastră, noi suntem o universitate publică de stat, ceea ce înseamnă că pentru funcționare primim bani de la bugetul statului prin Ministerul Educației. Banii niciodată nu sunt cât am vrea noi să avem, niciodată nu suficient să facem câte am putea noi să realizăm. Ne trebuie soluții complementare, nu alternative, complementare. Una din soluțiile complementare este aceea a finanțării prin granturi. Noi, universitatea avem un birou de proiecte de dezvoltare, un alt birou de cercetare științifică, care desfășoară activități și unul și altul desfășoară activități foarte necesare, dacă pot spune așa, foarte importante și cu rezultate foarte bune. Noi avem multe, multe proiecte de cercetare, de dezvoltare, care proiecte aduc mulți bani, foarte mulți bani. N-am să dau exemplu doar de un proiect care are de 20 de milioane de euro. Nu-ți dă nimeni 20 de milioane de euro. Sau de proiect de 14 milioane de euro. Sau de 3 milioane, sau de 5 milioane, sau de 7 milioane. Că, vorba cuiva, proiectele alea de al de 500 de mii, de al de un milion, par a fi proiecte mici. Dar se adună, că până la urmă nu poți să ai numai dar fiecare proiect în parte este extrem de important. De ce? Pentru că are el acolo o componentă de plată a profesorilor, cercetătorilor. Dar e o mică parte. Însă are componenta de dezvoltare, cu ea modernizez, cumpere aparatură, instalații, dotez laboratoare. Are o parte de finanțare care stimulează publicațiile științifice, care costă și ele până la urmă. Mobilitățile de cercetare, de colaborare internațională. Proiectele acestea sunt sursa complementară de dezvoltare a universității. Mă întorc parțial numai la proiectul acela mare de 20 de milioane de euro cu care am înființat laboratoare de cercetare științifică ultra performante în Iași, în universitate, sau în stațiunile de cercetare pe care le avem. Proiectul ăla durează 2 ani, 3 ani, 1 an, 5 ani, cu perioadă de sustenabilitate. A trecut, facem loc altui proiect.
Dar ce rămâne în urmă? Rămâne cunoașterea și rămân cunoștințele dobândite și produse în cadrul proiectului. Rămân conexiunile și relațiile internaționale pe care le avem. Rămâne aparatura, rămâne dotarea laboratorului, care este bună bază de continuare altor și altor proiecte de cercetare. Ce mai rămâne în urmă? Rămâne în urmă și faptul că profesorii, cercetătorii au nevoie acolo de niște puncte, de niște articole, de criterii, dosarele de promovare, de evaluare, ceea ce și alea sunt necesare. Prin urmare, da, proiectele de cercetare, proiectele acestea ne sprijină din punct de vedere financiar, un sprijin substanțial, dar ne sprijină sub aspectul rezultatelor cercetării științifice și a relațiilor internaționale. Ele sunt complementare celor din activitățile cotidiene care îți revin ca profesor, ca cercetător și adunate de colo și de colo dau ceea ce se numește patrimoniul universității, vocația universității, spiritul academic al UAIC. Foarte frumos ați încheiat, să spunem așa, pentru că ne apropiem, din păcate, de timpul final care ne-a fost acordat. Sunt o mulțime de subiecte pe care nu am reușit să le discutăm. Iată, printre ele și Muzeul Satului Moldav și o multitudine de perspective frumoase. Îmi permit să spun așa că în decursul acestui an să îmi doresc să mai reluăm și într-o parte a doua discuția noastră. Încă o dată vă mulțumesc, este un început de an deosebit de onorant și fericit și încântător pentru noi în cadrul emisiunii și al televiziunii și vă doresc mult succes în continuare și Dumnezeu să vă ajute să reușiți să continuați acest demers de ducerea prestigiului universității la un nivel cât mai înalt. Cu plăcere, ori de câte ori mă veți invita, voi veni în studioul dumneavoastră. Dar, dacă tot suntem la început de an, îngăduiți-mi să urez și eu, dumneavoastră, colectivului redacțional, telespectatorilor dumneavoastră, ieșenilor, românilor în general, multă sănătate în primul rând, bucurii, liniște, fericire și la mulți ani, dat fiindcă spiritul sărbătorilor încă dăinuie. Vă mulțumesc foarte frumos pentru prezența în studio și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Un călduros la mulți ani și Doamne ajută în anul care urmează!